Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne-au cam invadat astăzi subiectele care ar merita să fie discutate în cabinetul din umbră. Noi am zis însă să revenim la un subiect mai vechi pe care îl discutăm periodic în cadrul emisiunii și anume despre situația din justiție. Data asta o să ne concentrăm pe procedura de pre-vetting, una care a supărat destul de multă lume în ultima perioadă, acest filtru a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, instituit pentru prima dată în Republica Moldova, din 28 de membri judecători care au încercat să promoveze acest test, au trecut doar 5. Există foarte multe interpretări în spațiu public legate de acest concurs. De asta am zis să discutăm cu persoanele care nemijlocit au evaluat acești candidați. Este vorba de Hermann von Hebel, șeful Comisiei Pre-Vetting. Bună seara, bine ați venit în cabinetul din umbră. Și Nadejda Hriptievski, membra Comisiei Pre-Vetting. Bună seara, doamna Hriptievski. Bună seara. Am zis special să iau un expert străin și unul național, pentru că există inclusiv tot felul de narațiuni pe care le auzim în spațiu public legate de faptul că experții naționali ar influența experții străini și că nu ar exista toate traducerile necesare. O să discutăm pe îndelete astăzi toate aspectele astea care au tot circulat în spațiu public. Da, o să vorbim și despre realități, dar și despre percepții care s-au creat în spațiu public după această evaluare a candidaților la funcția de membru CSM din rândul judecătorilor, repet, pentru că acum are loc o altă procedură tot pentru evaluarea membrilor CSM, dar deja propuși de Parlament. Și sunt tot felul de percepții despre care s-a vorbit în spațiu public. Eu vreau să vă spun că am urmărit foarte atent, cred că toate interviurile de la etapa inițială și acum ca jurnalist de investigații care știu cum se fac aceste căutări în ceea ce privește averile ascunse a unora, vreau să vă felicit și să vă spun că ați făcut un lucru foarte mare și să vă mulțumim din partea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Totuși, domnule Hebel, fostul ministru al justiției Litvinenko spunea într-un briefing din 2021 că pre-vettingul trebuie să se încheie până în aprilie-mai, cel târziu spunea el, 2022. Avem o întârziere de aproape un an și vreau să înțelegem de ce a apărut această întârziere. I think the word delay is the wrong thing here. I think what is potrivit aici. What I recognize with the statement of the minister is that ministrului este că dumnealui dorea acest proces de pre-vetting și poate ulterior și de vetting să aibă loc cât mai curând, cât mai repede posibil, deoarece persoanele de Moldova își doresc ca acest lucru să meargă rapid și eu justificat acest lucru. Dar pentru noi era important din ziua întâi când am început să realizăm un proces corect, să asigurăm că candidații sunt tratați în mod corect, răspunzător, că adresăm toate întrebările necesare și că noi, membrii atât naționali cât și internaționali, împreună suntem convinși de faptul că un candidat poate promova sau nu poate promova evaluarea. Acest lucru necesită un volum enorm de informații, analiză de informații, informații care nu sunt, desigur, întotdeauna disponibile în engleză, de aceea o serie de documente foarte importante pentru noi trebuiau să fie traduse, a trebuit să le discutăm între noi, lucrurile pe care le considerăm importante, care sunt standardele conform legii și noi am început de la zero în aprilie anului trecut, adică totul era nou, noi a trebuit să elaborăm practicile noastre. Ceea ce vedem acum, când lucrăm asupra candidaților parlamentari, este că lucrurile derulează mult mai repede. Dar cel mai important lucru este ca noi să continuăm să asigurăm faptul că procesul nostru este minuțios, că săpăm adânc, că identificăm problemele existente și de asemenea să vedem care candidați într-adevăr pot să promoveze evaluarea, care sunt curați, care au integritate etică, la care analiza financiară demonstrează că ei sunt într-o
formă bună, să zicem, financiar vorbind, și nu sunt implicați în reformă de corupție. De asemenea, noi facem asta pentru că credem că trebuie să facem asta corect și să facem asta odată, pentru că nu poți repeti acest proces peste 4-5 ani. Dacă îl faci acum, mai bine îl faci corect, pentru că de altfel nu are sens să-l facem. De aceea, acest proces necesită timp. Eu recunosc acest lucru, dar valoarea noastră a fost întotdeauna calitatea mai importantă decât viteza. Am mai spus și un pic mai înainte, acest număr de 28 de judecători care s-au înscris în cursa pentru funcția de membru al CSM. Din ei au fost selectați doar 5. Pe noi un pic ne-a șocat această situație. Noi știam că situația în justiția noastră este gravă, dar nu ne-am așteptat că e chiar atât de gravă. Vreau să vă întreb dacă nu vi se pare că criteriile sau aprecierile pe care le-a dat comisia acestor judecători sunt prea dure, pentru că temerea noastră, a mea, este că noi nu vom avea atâția judecători sau atâtea propuneri, candidați pentru aceste funcții. S-ar putea să ne pomenim într-o astfel de situație. Înțeleg că din partea Parlamentului au rămas doar 8, erau 12, 3 s-au retras. Nu vi se pare că sunteți prea duri? I don't think so. I nu don't cred. Think the issue is we're looking at problema este că noi analizăm aspectele etice și cele financiare. Nu poți fi corect un pic. Nu poți fi corect etic un pic. Trebuie să fii la 100% corect din punct de vedere etic și la 100% cu integritate financiară. Nu poți fi un pic în regulă sau un pic nu chiar în regulă. Și de aceea noi aplicăm aceste standarde în mod riguros, recunosc acest lucru. Dar de asemenea, acesta este mandatul nostru și eu aduc din țara mea, din Olanda, ca un judecător acolo. Eu văd de ce este nevoie ca să fii judecător cu deplină integritate etică și financiară. Și aceasta este experiența cu care contribui eu la această comisie, de asemenea din alte tribunale internaționale unde am activat și alți colegi care din Curtea Europeană de la Strasbourg, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care spune. Deci noi aplicăm acele standarde internaționale pe care noi considerăm că judecătorii și procurorii din Moldova trebuie să le respecte, să le îndeplinească și considerăm că oamenii din Moldova au dreptul la acestea. Acești judecători trebuie să aibă standarde înalte. Asta e unica modalitate prin care poate crește încrederea oamenilor în sistemul judiciar. Eu sunt dintr-o țară în care 87-88% din oameni cred în sectorul justiției. În Moldova, acest nivel e mult mai scăzut, dar în direcția asta trebuie să mergem. Sigur că e nevoie de timp pentru asta, dar acesta este primul pas în această direcție și de aceea noi suntem duri, da, recunosc, dar credem că trebuie să fim foarte stricți și trebuie să avem persoane cu 100% etici. Nu la 80%, dar la 100%. Când ați acceptat această misiune în Republica Moldova, v-ați gândit că e chiar atât de gravă situația la noi? Aveați deja o evaluare, măcar așa, la nivel de percepție? No, I did not. Nu, which is not to say nu știam. Asta nu înseamnă că am regrete, chiar din contra. Eu cred că aceasta este o sarcină fascinantă. E un lucru foarte important și nu cred că mi-am schimbat părerea. Și după cum ziceam adineauri, adică ce m-a atras pe mine la această funcție, ce m-a atras să particip zilnic împreună cu colegii naționali, este faptul că noi vrem să contribuim la un sistem în care justiția este la cel mai înalt nivel posibil. Noi recunoaștem că guvernul de asemenea este într-un proces de a vedea în ce măsură Moldova se poate apropia de Uniunea Europeană, să devină un stat membru. Dar aspectul de sistem judiciar corespunzător e una din premisele pentru acest lucru și de aceea avem o sarcină foarte importantă de realizat în acest sens. Nu am venit cu multe așteptări, da. Nu sunt dezamăgit, nici nu pot spune că sunt satisfăcut, dar asta e ceea ce am văzut și la asta lucrăm împreună cu colegii naționali ca să mergem în direcția corectă. Da, am văzut că unii
candidați în timpul interviurilor încercau să afle cine sunt persoanele care lucrează în secretariat. Așa înțeleg că persoanele care fac parte din acest secretariat, ele fac o parte din, așa zisele, investigații și vă servesc aceste informații. De ce e atât de secret numele lor și de ce nu putem să știm cine sunt? Am decis la nivel de comisie, bazându-ne pe experiența altor comisii similare din alte state, în care lista oamenilor care activează în secretariat nu este publică, asta fiind o protecție atât pentru ei cât și pentru comisie. Ca să nu influențeze din afară? Protecție exact pentru orice influență din afară. Publicarea sau nepublicarea listei nu afectează cu nimic drepturile candidaților, pentru că deciziile sunt luate exclusiv de către membre. Sunt 6 membri și numele acestor 6 membri a fost întotdeauna public, iar persoanele care activează în secretariat fac, într-adevăr, lucru, analiză, colectează, dar tot ce decizia o scriem noi, o discutăm noi, întrebările toate, dacă ați văzut, dumneavoastră ați urmărit toate interviurile, deci este responsabilitatea exclusivă a comisiei. Și oamenii din secretariat nu pot fi ținuți responsabili, respectiv nici numele lor nu se face public. Da. E o practică absolut obișnuită în alte comisii de acest gen. În Moldova, cu atât mai mult, și ne-am orientat și în alte țări, este o țară foarte mică. E foarte greu. Noi am avut, cred că nu e o problemă să deschid paranteze, cât de mult a durat ca să angajăm și noi și acum nu avem personalul angajat complet în secretariat. Pentru că este frica asta că dacă exercițiul e de succes, desigur că toți o să vrea lauri. Vor lauri, dacă nu prea, atunci au consecințe și în special juriștii care nu au încă o carieră foarte avansată, desigur, se gândesc de câteva ori și cred că fiecare își poate face analiză de câte ori au fost anunțate concursurile. Da, vreodată o să aflăm cine au fost cei din secretariat sau asta după ce își termină treaba comisia, după moare ce undeva în sertare și după ce își termină activitatea comisia și dacă apar, dacă persoanele sunt de acord. Acum, pe parcursul activității, este măsura asta pe care am decis să o luăm. Am înțeles. Da, că am văzut tot felul de interpretări, cum că, mă rog, interpretări. Se spune că ar fi inclusiv persoane care au lucrat cândva în Centrul Național Anticorupție, în ANI. Adică nu văd o problemă dacă e așa, dar adică, vreau să înțeleg de ce cineva s-ar teme dacă din secretariat ar face parte cineva care a lucrat cândva la Centrul Național Anticorupție și are niște informații sau știe cum să caute? Nu știu. Ceea ce pot să zic este că noi, persoanele, chiar dacă au activat sau nu au activat, cei care sunt angajați în secretariat au exclusiv pe perioada activității în secretariat contract cu partenerii de dezvoltare care i-au angajat și fie că și-au încetat raporturile de serviciu pe care le aveau, fie le-au suspendat. Deci ei nu sunt angajați actual în două... Da, haideți că asta e un aspect care ar trebui să-l clarificăm, să ne spuneți comisia cum este finanțată, de către cine, și pentru că apar tot felul de discuții că se fac tot felul de legături cu actuala guvernare, că dacă primiți bani de la guvern, atunci e clar ce fel de comisie. Deci, cum se finanțează comisia? Se finanțată prin diferite surse. Desigur că guvernul Moldovei oferă o anumită parte din bugetul total, adică pentru unii din membrii comisiei, sediul a fost oferit comisiei cât lucrăm noi acolo, dar membrii internaționale comisiei și secretariatul sunt toți finanțați de către donatori, după cum Nadia spunea, Uniunea Europeană, Olanda și Statele Unite. Adică primim resurse de la diferiți donatori,
dar de asemenea și aș vrea să accentuez acest lucru. Acei donatori nu au impact asupra modului în care ne facem lucru. Ei ne oferă fonduri și ei vor ca noi și asta, în asta credem noi foarte mult, după cum ziceam anterior, ei vor ca noi să funcționăm cu deplină independență și să ne facem lucrul. Ei nu fac parte din discuțiile noastre, ei nu participă la deliberări și dacă ei ar bătea la ușă, nu le-aș deschide ușa în acel moment, pentru că ei nu trebuie să facă parte acest discuții. Noi suntem o comisie independentă, legea spune asta, noi credem în asta foarte mult și toți membrii naționali și internaționali considerăm credem în faptul că suntem independenți și da, suntem finanțați, e nevoie și asta, e finanțare oferită de Moldova, Uniunea Europeană, Olanda, Statele Unite, toți împreună. Și în acest sens, din cauza faptului că e mai mult decât un donator, avem mai multă independență față de fiecare dintre ei. Și de aceea eu consider că acesta este un bun sistem de asigurare a faptului că ne facem bine lucrul. Da. Cu privire la plată, da, membrii naționali sunt, primesc remunerarea care este achitată de Guvernul Republicii Moldova. Uh-huh. Dar toți judecătorii din țară sunt primesc salariile din acești bani, sunt acești bani publici. Deci este un pic bine, sigur că poate, dar atunci dacă utilizăm acest argument, ar ieși că toți judecătorii din țară cumva depind de guvern și nu este corect. Deci e important, cred că, să punem acest noi am avut astfel de situații în trecut când lucrurile astea erau evidente, când politicul dicta anumite decizii judecătorești. Bun, nu știu dacă pot să zic că le dicta, dar atunci când unele decizii judecătorești erau previzibile, asta vorbea despre o anumită stare pe care și încredere în justiție pe care noi o aveam atunci sau nu o aveam atunci mai degrabă. Bun, vreau să clarificăm mai multe aspecte, mai bine zis niște reproșuri care, pe care le-am tot văzut în spațiu public legate de dumneavoastră. În primul rând, vreau să vă precizați conexiunea pe care o mai aveți cu CRJM-ul, despre care se știe că a contribuit la o bună parte din legile pe justiție care au fost votate după fuga lui Plahotniuc din Republica Moldova. Spuneți-ne dacă mai activați în perioada asta la CRJM, la acest ONG? Eu cred că trebuie în primul rând să spun că eu sunt fondatoare acestui, împreună cu alți doi colegi, al Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Da. Și eu sunt foarte mândră, pentru că este o organizație neguvernamentală, una dintre cele mai active și am fost întotdeauna. Și am fost indiferent de guvernări, cine poate... Noi am creat ONG-ul în 2010 și noi întotdeauna am lucrat în domeniul justiției și drepturilor omului și am lucrat împreună cu diferite organizații neguvernamentale, împreună cu reprezentanți din mass media, împreună cu judecători, cu foarte mulți. Inclusiv am apărat judecătorii care pe timpurile foarte complicate a lui Plahotniuc erau absolut marginalizați. Și evident că pe parcursul anilor, noi întotdeauna am făcut comentarii la legi. Întotdeauna am făcut parte din diferite grupuri de lucru. Noi, referindu-mă la reprezentanți din Centrul de Resurse Juridice. Eu, din moment ce am fost numită membra a comisiei, în decurs de o lună, mi-am suspendat activitatea. Deci, eu la Centrul de Resurse Juridice de Moldova nu sunt din mai 2022. Pe 4 aprilie am fost numită, inițial, vă spun așa cum este, nu prea realizam ce e comisia asta până mi-am dat seama, am zis nu, stai un pic și am informat toți membrii, am informat membrii că sunt membră, eu fiind membră a CRJM, automat ești membră a adunării generale acestei organizații, care în decurs de o dată pe an se întrunește, discută rapoartele de activitate, etc. Deci asta este conexiunea mea. Dar din moment ce eu am fost numită membră, eu nu am participat la nicio activitate a centrului pentru a mă distanța. Dar dacă ați observat și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, am avut discuția cu colegii, că ei tot nu au activat pe segmentul comisiei pre-vetting.
Asta a fost iarăși pentru a... Exclude orice discuții de genul ăsta. Exact. Adică și asta ce am în vedere? Au fost alte organizații neguvernamentale care au făcut analize pe anumiți candidați și au trimis. CRJM niciodată n-a făcut așa. CRJM nu... Deci noi nu am colaborat. Acum că reprezentanți din CRJM au participat în grupurile de lucru care au fost create de Ministerul Justiției, sigur, adică ei au participat. Pentru că asta e activitatea cheie a CRJM-ului, dar asta nu are nicio legătură cu Comisia Pre-Vetting. Comisia evaluează candidații. Comisia nu a scris legea, Comisia nu, e, nu face parte din Ministerul Justiției care elaborează legile. Deci asta e. Am înțeles. Spuneți-ne dacă este adevărat că doi judecători care nu au trecut pre-vetting au scris plângeri penale pe dumneavoastră și pe doamna Răducanu. Sau e zvon, ceea ce știu eu. Nu știți nimic despre asta? Aha, ok. S-ar putea ca... Nu, am auzit niște zvonuri prin târg și am zis, dă să-l verific dacă tot sunteți azi aici. Sper să ajung și la mine dacă au fost depuse ca să înțeleg, dar nu. Da, absolut, sper că... habar nu am. Eu sper să nu fie adevărat în primul rând, dar dacă este adevărat, sper să vi se comunice măcar treaba asta. Spuneți-ne că am văzut și elementul ăsta. Dacă este adevărat că ați donat bani pasului? Da. Da? Da, da. Deci eu întotdeauna am vorbit despre asta foarte mult. Eu partidului PAS am donat în perioada în care abia se creaseră. Eu cred în general că dacă vrem să avem o democrație cu adevărat, noi ca cetățeni, dacă suntem responsabili, trebuie să susținem două domenii. Prin contribuții foarte mici. Asta este partidele politice și mass media. Dacă vrem să avem mass media care nu reprezintă un oligarh, trebuie să ajutăm, pentru că jurnaliștii nu pot să trăiască din aer. Exact așa și partidele politice. Dacă vrem ca să avem partide politice care să ne reprezinte pe noi, pe cetățeni, dar nu pe un oligarh, contribuim. Eu am contribuit foarte mici donații, donațiile astea nu pot să determine un partid să ia o direcție sau alta și cred eu dacă toți cetățenii care au un venit care să le permită, dacă ar contribui foarte puțin, noi am trăit într-o țară mult mai sănătoasă din punct de vedere democratic. Recunosc din moment ce partidul PAS a luat majoritatea care o deține, eu am decis să nu mai fac donații, pentru că deja au o contribuție destul de mare din partea bugetului și atunci mă gândeam, sincer să vă spun, să susțin un alt partid care e emergent. Mă uitam, nu am ajuns încă să încep pentru că am fost numită în comisie și deja ca fiind membru nu mai contribui anume pentru a... Exclude astfel de discuții, dar eu și la cred un moment în dat, asta foarte mult. La un moment dat, în campania pentru prezidențiale, dumneavoastră ați pus pe Facebook un sticker în care spuneți că Maia Sandu, președinta mea. Da, recunoașteți și recunosc, absolut. Asta. Ok. Domnul președinte, e ok această situație? That is perfectly fine with me. Pentru mine este absolut ok și ce cred că este important este că cât noi suntem membri ai Comisiei, ca atunci noi să ne distanțăm într-o oarecare măsură de partidele politice, de organizațiile cu care am lucrat, pe care le-am fondat și așa mai departe. Dar asta e important pentru mine în ceea ce privește contextul meu. În țara mea, eu de asemenea am fost membru al unui partid politic, de asemenea și eu am fost implicat în unele activități, dar în momentul în care devii judecător, în momentul în care ai alte responsabilități, te distanțezi, deoarece dorești să activezi în independență și imparțialitate totală. Și asta am văzut și Nadejda are dreptate. De la început, când am purces la lucru, am avut discuții despre care sunt relațiile noastre și mai ales în ceea ce privește pe membrii naționali, ce relații au cu alte organizații și cu alte partide politice și am avut o discuție foarte deschisă și am convenit că, ok, dacă suntem în comisie, suntem o comisie independentă și imparțială, înseamnă că ne
reasumăm o anumită distanță și asta s-a convenit, la asta s-a căzut de acord. Și asta cred eu că este necesar și argumentat în aceste circunstanțe. Odată ce comisia își va finaliza activitatea, după ce vom fi finalizat această activitate, atunci fiecare va fi liber să facă ce dorește. Cât însă suntem o comisie, o comisie independentă și imparțială, atunci există o distanță care trebuie menținută și așa convenit. Să fac o precizare că este o diferență foarte mare între susținerea membrilor individuali din Parlament, deputați, etc. Dar când ajungi la, în sistemul nostru electoral, când ajungi la alegerea președinților, unde de fapt sunt doi candidați, și atunci când eu mai degrabă mi-am manifestat suportul pentru programul politic, pentru că eu credeam și cred în continuare calea dezvoltării Republicii Moldova este integrarea europeană, nu întoarcerea în Rusia, nu vectorul ăsta nici încolo, nici încoace. Și noi am avut în 2016 și în 2020 alegeri foarte clare între două viziuni care ne afecta drepturile omului, care ne afecta democrația. Și respectiv, eu nu consider că asta, alegerea mea din 2016 și alegerea din 2020, pot să mă califice pe mine ca fiind o persoană afiliată politic. Pentru că în așa fel, de fapt, noi am descurajat oamenii de la participare. Noi permanent avem, vrem tinerii să se implice, vrem oamenii să voteze, dar atunci când își manifestă alegerile, după asta îi sancționăm. Da, de acord, dar chestia asta ați văzut că a născut această dispută că membrii comisiei, prin faptul că și-au manifestat cândva această opțiune politică public, acum ar promova sau ar filtra, ca să zic așa, oamenii care trec mai departe în urma acestui pre-vetting în baza propriilor convingeri politice. Aici era întrebarea, dacă, adică noi ce siguranță avem că lucrul ăsta nu se întâmplă? Că acești membri ai comisiei care au avut niște afinități politice, au susținut niște persoane, partide în trecut, acum nu fac această, nu-și dau într-un fel votul în cadrul acestei comisii pe baza propriilor convingeri politice. Cred că este o diferență fundamentală pe care trebuie să o înțelegem. Desigur că fiecare, membri naționali, membrii internaționale și naționale, avem anumite viziuni despre dezvoltările politice, evoluțiile politice în țara aceasta sau în alte țări. Și eu am viziunile mele despre partidele politice și mai susțin și eu, poate pe unii mai mult decât pe alții. Asta este un aspect, deoarece noi cu toții facem parte dintr-o societate și vrei să fie judecători și procurori care sunt parte din societate, nu care locuiesc într-o bulă a lor fără să știe ce se întâmplă acolo în societate. Asta e foarte important. Ce este diferit este că în momentul în care ești la lucru și ești membru a unei comisii imparțiale sau ești un judecător sau ești un procuror, în acel moment trebuie să te ghidezi doar de ceea cu ce ai de-a face în funcția pe care o ai. Ca și în cazul meu, dacă e vorba de cauze penale, că am lucrat la cauze penale și dacă este în fața mea un acuzat, atunci eu nu știu în ce partid politic, cu ce partid politic poate să aibă afinitatea cea persoană sau asta, să știți că nu apare în dosar, nu asta caut eu, nu asta vreau să văd eu. Eu vreau să văd care este legea, care sunt faptele și dacă cele fapte determină dacă o persoană ar trebui să fie condamnată pentru o anumită infracțiune sau nu. Asta contează doar și poți să faci asta, trebuie să faci asta în condiții de independență deplină. Dar când ai ieșit din instanță și citești un ziar sau urmărești ce se întâmplă pe internet și ai viziunile tale proprii, este absolut ok. Și ar fi ciudat să nu ai viziuni. Dar iarăși este important că atâta timp cât avem de face cu candidați, cât avem audierile care se desfășoară, nu știu ce asociere, afilieri are persoana, nu vreau să știu, nu trebuie să știu și la fel și cu procurorii pe care urmează sau pe
să evaluăm sau pe cei membri care au fost înaintea de Parlament, candidați înaintea de Parlament. Asta pe noi ne interesează în calitate de comisie, să vedem dacă sunt probleme ce țin de etică, probleme ce țin de integritate financiară, dacă sunt probleme acolo. Asta pe noi ne interesează, la asta atragem atenție și pe baza acestor aspecte noi, în calitate de membri ai comisiei, luăm decizii. Asta așa se reflectă imparțialitatea. Republica Moldova este foarte strict reglementată, judecătorii au foarte mari limitări, deci noi opțiunile politice absolut nu au nicio tangență cu evaluarea efectuată de comisie. Noi nu avem cum să știm opțiunile candidaților politice, pentru că, în general, judecătorii trebuie să se abțină. Da, respectiv... dar se pornește de la premisa că eu acum mă pun intru în capul oamenilor care vin cu aceste narațiuni, că se pornește de la premisa că vă știți pe cine vreți să vedeți acolo deja în viitorul CSM. Să știm. Așa gândesc, bănuiesc, așa se gândesc unii din cei care comentează în spațiu public. Trebuie să luăm publicitate. Revenim în scurt timp. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, poate. Hai. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțim numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când o să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova. Revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău.
N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Ieși la uliță, ca будто ca Chernobyl, zona отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Крылей класса для моего мам. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperit aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valorile duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în casele voastre, la Jurnal TV. У него самая высокая раскрываемость в управлении Шевченковского района. Urmăriți seriale de succes produse în Ucraina. Cunoașteți operele regizorilor consacrați din țara vecină și prindeți gustul producțiilor de calitate. Scenarii puternice despre curaj. Gărivătul. Istorie, drame și emoții sincere. Разбила жизнь одному моему сыну, а второго заставила жить во лжи. Это мои дети. Внимательно, внимательно его. Олег в курсе, что это наши родители? Не может быть. Это женщина моя мать. Я твоя мать. Venim la discuție în studio, dar vrem, înainte de a reveni la discuția în platou, să discutăm cu Olesia Stamate, președinta Comisiei Juridice a Parlamentului. Doamna Stamate, bună seara! Bună seara! Noi am zis că e important să discutăm încă un aspect în seara asta și e legat de aceste demisii de la Curtea Supremă de Justiție. Despre care se tot vorbește în ultima vreme și văd foarte multă lume agitată că, iată, pleacă judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție din 25, dacă nu greșesc, au plecat 20, sau, da, o să mă corectați, 80% din, în orice caz, din judecătorii Curții Supreme de Justiție au plecat, au scris cereri, cel puțin deocamdată. Și de aici transpar mai multe probleme. Una legată de contestațiile din faza de pre-vetting, care trebuie să ajungă la Curtea Supremă de Justiție și Curtea Supremă de Justiție să dea ultimul verdict, dar și de blocarea dosarelor de mare corupție. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți această situație foarte delicată cu Curtea Supremă de Justiție.
Situația este într-adevăr delicată și regretăm demisia practic în corpuri a judecătorilor CSJ la o etapă atât de precoce a implementării reformei Curții Supreme. Noi, evident, am anticipat că vor urma anumite demisii din momentul aprobării legii sau puțin înainte de aprobarea legii. Noi suntem încă cu o lună înaintea aprobării legii și deja vedem această serie de demisii de la Curtea Supremă de Justiție. Este clar că este un semn de protest din partea judecătorilor față de acțiunile pe care le implementăm noi prin vetting. Au văzut rezultatele pre-vettingului, în care doar 5 judecători, 5 candidați la funcția de membru CSM au trecut filtrul pre-vettingului. I-a alarmat în primul rând, doi probabil sunt în dezacord cu deci politicile promovate de guvernarea actuală, adică de către noi, în ceea ce ține de evaluarea extraordinară și de către și procurorilor. Este adevărat că deci funcționarea, deci, ținând cont de faptul că noi ne-am așteptat la demisii și am anticipat că de perioada evaluării Curții Supreme de Justiție va exista vor exista rețineri în examinarea dosarelor, efectiv un blocaj în examinarea dosarelor pentru o perioadă de 3-4 luni. Acum, acest blocaj se anticipează cu 2 luni. Noi căutăm soluții pentru a remedia situația creată, cel puțin să asigurăm ca completul care examinează contestațiile împotriva Comisiei pre-vetting să poată fi funcțional. Uh-huh. Am văzut astăzi în presă că au fost desemnați 2 judecători, deci dintre judecătorii rămași la Curtea Supremă, au fost desemnați 2 în completul de soluționarea contestației, deoarece astăzi era data de la care și-au dat demisia cei 2 judecători din completul special. Respectiv, la moment, completul poate fi considerat funcțional și să continue examinarea contestațiilor, dar, evident, situația asta nu este una, în primul rând, garantată că se va menține exact așa. Respectiv, noi am discutat cu Ministerul Justiției anumite soluții cu care am putea să intervenim cât de curând posibil ca să deblocăm situația. Da, explicați-ne, vă rog, faza asta sau amendamentul ăsta la legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție, care se referă la cele 20 de zile în care judecătorii Curții Supreme de Justiție își pot da demisia dacă nu vor să treacă vettingul. Spuneți-ne, de ce a fost nevoie de această portiță, să le deschideți portița asta? Nu este vorba de amendament, dacă vă referiți la proiectul inițial sau la varianta modificată care urmează a fi transmisă de Ministerul Justiției? La proiectul inițial, la proiect, exact. Proiectul inițial, asta, da, într-adevăr, prevede primele 20 de zile din momentul aprobării legii, deoarece nu pot obliga judecătorul să meargă la vetting. Pur și simplu nu pot obliga. Cum îl obligi să meargă la vetting? Deci îi dai o opțiune. Fie își dă demisia și pleacă din sistem, fie merge la vetting cu riscurile și cu oportunitățile respective. Așa s-a făcut și în Albania, așa s-a făcut și în alte părți unde au fost asemenea exerciții. Deci nu ai cum să-l forțați să treci prin vetting. Da. Ultima întrebare. Spuneți-ne dacă putem suspecta o legătură între ceea ce se întâmplă astăzi în justiție și efortul de destabilizarea Republicii Moldova, despre care se tot vorbește în ultima vreme. Vedeți o legătură? Știți, eu cred că este un amalgam de factori. Știind că este cumva evident că unii judecători țin legătura, mai discută cu anumiți actori politici care ar fi implicați în aceste acțiuni de protest, de exemplu, și cumva interesul de a tergiversa examinarea dosarelor sau finalizarea examinării dosarelor în instanță este un factor. Al doilea este cel care l-am menționat anterior cu protestul față de măsura de evaluare extraordinară. Deci ele cumva sunt toate împreună. Nu neapărat este doar asta. Undeva poate fi și respectiva, deci parte din tentativa de destabilizare, dar ele cumva sunt împreună. Acum chiar ultima întrebare. Spuneți-ne dacă vedeți, și scurt să ne răspundeți, dacă vedeți
un risc de blocare a marilor dosare de corupție pe fondul acestor dispute care au loc acum în justiție și acestor demisii? Blocare propriu-zis nu. Dosarele care se află la Curtea Supremă și ele nu sunt multe, deci cred că sunt doar câteva care sunt la Curtea Supremă, vor fi pe pauză o anumită perioadă, relativ scurtă de timp. Ne vom strădui să scurtăm această perioadă cât mai mult posibil. Deci nu există riscul de blocare efectivă din punctul meu de vedere. Important este ca în 17 martie să aibă loc adunarea generală și să poată fi aleși noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, așteptăm de la Comisia Preveding evaluarea candidaților non-judecători ca să parcurge etapele concursului în Parlament pentru membrii non-judecători în CSN, astfel încât către sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie cel târziu să avem nou CSN. Fiindcă asta, de fapt, ne deblochează poarta pentru evaluarea judecătorilor CSJ și, implicit, anunțarea concursului pentru funcțiile vacante în CSJ. În noua componență a Curții Supreme de Justiție avem și o serie de poziții de non-judecători. Da. Deci, juriști, dar non-judecători. Respectiv, putem să anunțăm concursul mai repede, să fie evaluat și să fie angajat la curte ca să poată să preia examinarea dosarelor. Da, vă mulțumim tare mult pentru aceste precizări foarte importante, pentru că fără ele parcă era cumva un gol în această emisiune. Acum lucrurile sunt destul de clare. Vă mulțumim tare mult, o seară frumoasă. Cu mare drag, o seară frumoasă. Așa, mergem mai departe și discutăm cu invitații din studio. Una din percepțiile care se încearcă a fi acreditată în spațiu public este că nici chiar membrii comisiei nu ar trece acest filtru. Ați văzut aceste discuții inclusiv în unele emisiuni televizate. Se sugerează că inclusiv membrii comisiei, mai ales cei cunoscuți în plan național, ar avea și ei păcate. Spuneți-ne, dumneavoastră, domnule președinte a comisiei, de unde știți că unii membri naționali ai comisiei nu au și ei anumite interese în a promova pe cineva în detrimentul altcuiva în cadrul acestui exercițiu care are loc astăzi? De unde aveți această siguranță? Well, I don't have a certainty, but nu am siguranță, dar nici nu am nevoie să am o certitudine. Cred că noi vorbim de membri naționali și internaționali, sunt vorba toate informațiile care ajung la noi despre acele persoane care au fost voluntari să fie candidați la CSM și ulterior la CSP. Și așa cum tocmai am auzit, nimeni nu poate fi forțat să parcurgă acest proces. Fiecare are dreptul să candideze, dar și să se retragă dacă și-ar dori. Și pentru noi, mandatul nostru este să examinăm integritatea etică și financiară a persoanelor care și-au anunțat intenția că vor să devină membri ai CSM sau CSP. Acesta este unicul lucru pe care ne axăm. Eu nu știu pentru nimeni din colegii mei, dacă cei naționali sau internaționali, care e situația lor financiară la ei. Eu nu știu, dar asta nu face parte din domeniul nostru de activitate. Scopul activității noastre este să analizăm, să evaluăm pe cei care participă voluntar, este alegerea lor să o facă și anume pe asta ne concentrăm. Anume asta facem noi, membrii naționali și internaționali, împreună cu mandatul nostru internațional, experiența noastră internațională, ca să ne axăm pe cele fapte care determină dacă o persoană are o deplină integritate etică și financiară. Anume asupra acestor lucruri ne axăm. Și așa determinăm rezultatele fie și fiecare caz a fost unic. Fiecare caz a fost absolut diferit. Da. Nu există standarde diferite. Noi aplicăm aceleași standarde care sunt prevăzute în lege, care au fost stabilite de către Parlament, aprobate în lege. Noi analizăm aceste standarde în raport cu fiecare caz și fiecare candidat este diferit. Și noi parcurgem acest proces, noi aplicăm aceleași standarde. Și cu siguranță este dificil, în special la început, când nu prea
ai cu ce compara. Dar acum avem cu ce și noi vedem ce putem face. Și de asemenea vedem ce face ca fiecare candidat să fie unic în felul său și luăm decizii pe baza acestor fapte. Da, vreau să revin un pic. Vă ziceam mai devreme că am urmărit toate interviurile din cadrul primei faze a prevetingului. Am observat că, practic, majoritatea candidaților au invocat aspectul acesta că au avut transferuri de bani de la părinți, de la rude din afara Republicii Moldova. Practic fiecare au avut aspectul ăsta, l-au invocat. Noi în Republica Moldova știm că în faza inițială, când oamenii plecau din Republica Moldova ilegal, prin păduri și așa mai departe, noi, inclusiv eu, mai primeam din când în când câte 100 de euro de la soacră, de la nu știu cine, prin microbuz, prin prietenii care veneau în Republica Moldova. Am văzut că candidații care s-au înscris în concurs au fost taxați pentru lucrul ăsta, adică li se cerea oricum o dovadă că banii pe care i-a obținut sunt legali. Nu vi se pare că ați fost prea duri în sensul, anume sub aspectul ăsta? Dacă vă uitați la mine, înțeleg cum mă întrebați și după asta, Herman, da. Te rog să... Vă întreb pe dumneavoastră pentru că sunteți de aici și știți și bănuiesc că poate ați trăit situații de genul ăsta. Vreau să fac următoarele precizări. Legea dă mandatul comisiei să analizeze situația financiară a candidaților în ultimii 15 ani. Da. Și asta este foarte important. Ne uităm 15 ani, nu mai mult, în primul rând. În al doilea rând, legea foarte clar spune să verificăm dacă averea corespunde veniturilor pe care le-au avut. Atunci când se declară anumite transferuri sau donații, nu contează că sunt de peste hotare sau din țară, comisia imediat procede la analiza dacă persoana care a făcut donația avea veniturile, care a avut așa venituri, pentru că, spre exemplu, pot fi situații când este declarat că cineva a luat cu împrumut, să zicem, 10.000 de euro, 20.000 de euro, dar situația financiară a persoanelor de la care au donat, E cu mult mai mic, adică veniturile cumulate pe toți anii până la nemijlocit la acea donație sunt mult, mult mai mici. Aici comisia nu face diferența că este vorba de cei din țară sau cei de peste hotare. Întrebarea este aceeași. Arătați-ne care sunt sursa. Pentru că este foarte ușor să zici că, uite, au lucrat la negru. Da. Și au lucrat la negru, iarăși. E o diferență. Comisia analizează mai mulți factori. Suma. Dacă e vorba de sume mici sau este vorba de sume considerabile. De asemenea, se analizează poziția persoanei. Persoana avea calitate de funcționar public, avea obligații să declare sau nu. Asta este foarte important, pentru că avem candidați care nu au fost niciodată subiecția declarării. Și candidați care întotdeauna au fost subiecția declarării și care trebuiau să declare, înțelegeți? Și atunci se adună. Nu au fost taxați candidații pentru chestii minore. În ceea ce privește sursa de peste hotare, este exact situația asta, s-a întâmplat și în Albania, unde foarte multe surse. Și exact, și acolo s-a luat decizia. Sunt diferite surse prin care poți să demonstrezi că nu este vorba doar angajare la, să zicem, să plătească impozitele. Nu. Uh-huh. Și angajări care au fost la domiciliu sau, să zicem, există ceva documente, există ceva acte, că au avut depuneri bancare. Nu poți să zici că 4-5 ani nu ai nicio dovadă, dar aici ai transferat 20.000 de euro. Înțelegeți? Pentru că atunci ajungem la situația absurdului. De ce ar trebui să tratăm oamenii care au primit de peste hotare sume impozabile de bani diferit decât oamenii aici pe loc care spun soacra mi-a donat 100.000 de euro, dar de fapt ea a avut venit 100.000 de lei. Noi nu putem să tratăm
diferit oameni din țară, oameni de peste hotare, aplicăm aceleași standarde și comisia nu aplică standarde absurde. Pentru că nu solicităm niciodată, uite, doar dovada că au fost achitate impozitele, să zicem, în Irlanda, dacă suntem... Nu! Orice dovezi care arată că, într-adevăr, persoana a avut sumele astea de bani. Și credeți-ne, dumneavoastră ați spus că ați auzit, nu am avut niciun candidat pe care l-am întrebat pe ea sau pe ea, că el de donații în sume de 100-200 de euro pe lună. Chiar nu, am văzut că acolo sumele sunt mai mari. Eu vorbesc de ce cunosc. Dar e important, pentru că atunci când este donații de 5.000, 10.000, 7.000, 5.000 de euro care se repetă, întrebările sunt diferite. Dacă e o donație odată și 5.000, dar e o donație care e cu totul diferit. Deci asta este, de asta apelul meu ar fi unic. Vă rog toți care pun la dubii, citiți deciziile. Pentru că asta este, noi acolo scriem. Eu mai multe detalii nu. O să revenim la aspectul ăsta după încă o scurtă pauză de publicitate. Revenim și discutăm în ultima parte a emisiunii. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altă. Satul nostru a murat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ei. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, poate. Hne. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun băut din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțim numărul de tâmpiți fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când o să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți... Dumneavoastră să ne spuneți dacă credeți că... Aspectul ăsta e sensibil în Republica Moldova, pentru că sunt tare mulți care, mai ales în faza sărăciei cumplite din Republica Moldova, mulți au luat drumul străinătății și încercau, în măsura în care puteau, să trimită câte ceva acasă și să ne întrețină și pe noi, cei rămași aici. De asta eu am urmărit și reacțiile care au apărut în spațiu public anume pe aspectul ăsta și acolo se văd că oamenii ar avea nevoie de mai multe informații, de mai multe explicații din partea comisiei pentru a explica anume aspectul ăsta. De ce ați fost atât de duri în privința judecătorilor care au venit cu acest argument?
Aș vrea să încep prin a spune că noi nu cerem imposibilul de la candidați. Dacă lumea are familie peste hotare și noi recunoaștem acest fapt și desigur că și de la început am o discuție, eu nu cunoșteam acest lucru când am venit aici, dar anume din această cauză vine că avem o comisie care constă din membri naționali care cunoască practicile naționale și membri internaționali care, desigur, vin cu altă experiență și cu alte standarde. Dar noi niciodată nu cerem imposibilul de la un candidat. Ce solicităm noi este că dacă tu spui că ai un membru al familiei care locuiește în altă țară și acel membru al familiei îți dă bani prin cont bancar, dar deseori, într-adevăr, prin șoferi de rută sau noi recunoaștem că asta nu e interzis, asta în sine, aceasta nu e o crimă, nu e o bază suficientă ca să spui cuiva că nu a promovat evaluarea. Dar ai declara asta. Dacă ești judecător, ai obligația de a declara aceste fonduri. Dar ce fel de informație despre acel membru al familiei? Persoana a avut un contract acolo, era legal, a plătit persoana impozite în țara în care lucra. Toate aspectele astea le putem colecta și de fapt este interesant că un număr semnificativ de candidat într-adevăr oferă multe informații despre aceste aspecte și aici deja contează calitatea, nivelul de detaliere a informațiilor, că să zicem că într-adevăr asta e corect, da, asta înțelegem și de aceea credem că cineva chiar a putut primi fonduri de peste hotare. Într-adevăr, când primești bani de la membri ai familiei care sunt peste hotare, nu e o problemă. E nevoie să explici dacă ai declarat banii ăștia, dacă aveai declarația să aveai obligația să declari sau să oferi informații care să sprijine ceea ce declari, dacă poți să le prezinți. Atunci, și sigur, sunt absolut diferite șanse de a promova evaluarea. Și am făcut asta, nu ai multe cazuri. Adică asta nu este o problemă. Noi nu cerem imposibilul. Da, revin la dumneavoastră, pentru că a mai bântuit și mai bântuie o narațiune în spațiu public legat de dosarul tatălui dumneavoastră. Știu că poate e sensibilă treaba asta, dar trebuie să vă întreb. S-a sugerat în spațiu public că judecătoarea care l-a condamnat pe tatăl dumneavoastră la 3 ani cu suspendare nu ar fi promovat prevetingul pentru că dumneavoastră ați pedepsit-o în felul ăsta prin calitatea dumneavoastră de membru. Deci, uitați-vă, în primul rând vreau să zic că este o cauză pendinte. Cauza aceasta este în instanțele de judecată din anul 2018. Eu nu mi-am permis niciodată să pun la îndoială obiectivitatea judecătorilor noștri și am avut foarte mare răbdare. Pentru că eu cred că nu trebuie de comentat cazurile pendinte, e un caz care, mă rog, e vizat. E vorba de un accident rutier. Da. Nu este vorba de ceva care este ieșit din comun. Și da, sunt diferite. Apărarea are opoziție, procuratura. Este natural. Eu cred că este absolut incorrect să fie invocat acest caz, pentru că judecătoarea care a emis sentința, n-are nicio legătură cu prevetingul, ea nu este candidată. E judecătoare de la prima instanță, n-a fost pe nicio listă. Deci, care ar fi legătura? Al doilea, sentința a fost pronunțată în decembrie 2021. De ce până în ianuarie 2023, când au fost emise primele decizii negative, cauza aceasta a putut să stea liniștită și nimeni să nu pună nimic la îndoială, e un mare semn de întrebare, da? Eu, încă o dată, eu am încredere în sistemul judecătoresc, eu am spus nu odată, da, noi avem nevoie de acest exercițiu, anume pentru a permite judecătorilor onești din sistem să rămână în sistem, iar cei care nu sunt onești, să plece.
Eu nu vreau să comentez, pentru că au fost luată hotărârea de o judecătoare și acum este la Curtea de Apel. Da, eu nu știam că doamna n-a candidat la preveting. Nu, n-are nicio legătură. Atunci chiar e straniu de ce să lansezi în spațiu public chestia asta. Ok, am înțeles acum. Am văzut multe opinii, inclusiv într-una din seriile din săptămâna aceasta, la unul post de televiziune, una dintre judecătoarele care nu a promovat prevetingul a sugerat că experții naționali ar influența experții internaționali și că multe din actele care constituie dosarul candidatului propriu-zis nu sunt traduse în engleză și dumneavoastră nu aveți acces la toată informația așa încât să puteți da un verdict în cunoștință de cauză. Este adevărat? Sau cum funcționează toată bucătăria asta ca să înțelegem și noi și să înțeleagă și cei care vin cu aceste acuzații? If anyone could be a fly on the wall, dacă cineva ar putea să fie o muscă pe perete și să urmărească activitatea comisiei, nimeni nu ar ajunge la această concluzie că cineva se influențează pe altcineva. Cred că unul dintre lucrurile pozitive cele mai importante este că avem trei membri naționali, trei internaționali și noi purtăm discuții, acestea nu sunt divizate în funcție de naționalitate, avem acorduri, dezacorduri, purtăm discuții. Și deoarece suntem 6 persoane, fiecare este independent, individual, avem propriile viziuni, experiențe, astfel că nu este nicio influență. Eu nu simt nicio presiune, nu am simțit nicio presiune în calitate de membru al comisiei și eu nu cred că e corect asta. Acum, dacă, și desigur că noi foarte detaliat ne uităm în toate informațiile care se colectează și uite aici, membrii secretariatului care lucrează pentru noi. Avem de multe ori discuții, lucrăm în echipe, membri naționali și internaționali, lucrăm împreună asupra unui caz anumit ca să analizăm o situație. În cazul în care eu văd o analiză a unui anumit candidat și eu am o întrebare, gen, nu știu de unde o fi apărut acest detaliu. Cineva vorbește despre un contract pentru achiziționarea unei mașini, vreau să văd. Sigur că eu nu înțeleg limba română, dar eu pot să văd unde apare acolo, de pildă, suma de 12.000 de euro, dacă apare sau nu. Deci pot să înțeleg și, totodată, având în vedere că am fost și eu judecător, eu nu aș lua o decizie dacă eu nu m-aș simți că eu dispun de toate informațiile de care am nevoie pentru a putea lua o decizie. Eu nu m-aș simți confortabil să zic că, că știu destule, hai să promovăm sau să nu promovăm pe cineva, fără să știu că am toate faptele de care am nevoie. De aceea noi avem discuții îndelungate, 3-4 ore de discuții cu privire la un anumit candidat, deoarece noi vrem să cunoaștem toate faptele, să auzim toate argumentele care sunt de exprimat. Eu nu am semnat vreo decizie la care să nu mă fi simțit că eu dispuneam de toate informațiile de care aveam nevoie pentru a putea să mă duc acasă liniștit, să mă trezesc dimineața și să mă uit în oglindă și să mă accept cu toată onestitatea și niciodată nu am avut nicio umbră de dubiu în acest sens. Astea sunt metodele de lucru pe care le avem și eu nu văd nicio problemă în acest sens. Și noi cu adevărat atragem, ne uităm la aceste informații, de aceea și durează până ajungem să ne așteptăm deciziile. Herman e poate mai... Dar, din punctul meu de vedere, poate nu toți cunosc suficient, dar... toți trei membri internaționali au o experiență foarte și foarte mare, comparativ cu toți noi trei. A experiență internațională... Anume pe evaluare, pe vetting, pe preveting? Nu anume pe preveting, dar chestii care sunt foarte legate. Spre exemplu, Herman a lucrat în câteva tribunale internaționale care îți permite să ai o experiență comparativă. Uh-huh. Herman a lucrat în Albania, pe aspecte pe legate vetting. De vetting, uh-huh. Exact. Deci are experiență de acolo. Nona a fost 10 ani la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Are o perspectivă foarte bună regională. Vine din Georgia, a fost
adjuncta procurorului general care a implementat reformele în Georgia, care știți timpurile când ne uitam la el. Da. Victoria din Statele Unite a fost peste 27 de ani. Ea cu asta s-a ocupat aspectele de disciplina judecătorilor. Ea, de fapt, în 2018 a vizitat Republica Moldova în calitate de expertă și a făcut o analiză și a făcut un raport pe domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor. Eu niciodată nu mi-aș permite acestor oameni să încerc să influențez. De aceea, pur și simplu, vreau să zic că e o ofensă. Deci, eu nu știu, poți să-ți permiți, poate, cu cineva care a fost coleg de la facultate, să zici, hai, dar cum să-mi permit eu oamenilor ăștia care, de fapt, eu mă uit cu foarte mare respect. Și eu respect foarte mult ceilalți doi membri naționali, și domnul Răducanu, și domnul Miron, ambii au foarte serios activitatea. Noi nu ne permitem să... Pur și simplu ar fi... Cum să vă zic? De ce să-mi risc cariera acum? Pentru Corect. Ce? Da. Nepromovarea prevetingului nu îi lipsește pe candidați de dreptul de a rămâne în continuare judecători. Și aici eu am o chestie pe care nu o înțeleg în cap. Deci, pe de o parte, ei vin la preveting, dumneavoastră îi evaluați și le arătați că vezi că ai probleme cu integritatea și cu hotărârile pe care le-ai emis sunt discutabile și condamnate, ai condamnări la CEDO și așa mai departe. Pe de altă parte, noi pe omul ăsta îl lăsăm în continuare în sistem, în judecător, să fie judecător. Înțeleg că în cazul vetingului la Curtea Supremă de Justiție treaba e altfel. Acolo, dacă ai căzut vetingul, pleci. Mm-hmm. Cum se explică treaba asta? Adică vi se pare în regulă să lăsăm acești oameni în sistem după acest filtru? Da. Adică, de exemplu, eu dacă aș avea un dosar la unul din acești judecători, l-aș recuza în baza acestei decizii. Nu are nicio șansă de succes cererea dumneavoastră de recuzare. Da, pentru că legea care reglementează activitatea Comisiei Preveting spune foarte clar. Și asta a fost și opinia Comisiei de la Veneția. S-a dorit un mecanism mult mai rapid și care s-a bazat pe stabilirea dacă există dubii serioase cu privire la corespunderea sau nu criteriilor de etică sau integritate financiară sau integritate etică. Și, și din considerentul ăsta, Comisia are procedura și cum este și procedura de lucru și standardele care sunt aplicate. Noi, de fapt, ne limităm la dubiile astea serioase, dar care nu sunt mitigate de, de candidat. Și anume, și s-a permis și competența este doar la CSE, Curtea Supremă de Justiție, și Curtea Supremă de Justiție, competența nu poate să reevalueze și e normal. Exact când mergi la avocatură, nu susții examenul de licențiere, instanța de judecată nu face examenul încă o dată, corect? Doar trimite dacă sunt anumite. Exact așa și aici, e o procedură foarte similară. Dubiile rezonabile sunt, dar ele nu afectează cariera judecătorului. Și asta a fost, asta este scris negru pe alb în lege și e normal. Sigur, dacă nu știu, să ne admitem o situație când dumneavoastră ați avea o cauză care poate e legat de un aspect care a fost ridicat, exact, atunci ați putea să înaintați o cerere de recuzare, dar care s-ar limita exact la ceva care poate e legat de o activitate anume a judecătorului, dar o cerere de recuzare bazată simplu pe decizia de nepromovare nu are șanse de succes. Nu ar trebui să aibă, bine, că până la urmă judecătorul acceptă. Da, dacă aveți de adăugat aici ceva. No, I totally agree with you, Nadezhda. Eu sunt absolut de acord cu Nadezhda. Sistemul este descris foarte clar în lege și este vorba de dubiile serioase și asta nu înseamnă că cineva este condamnat. Noi nu spunem că cineva a încălcat sau a făcut o crimă, un caz, nu e vorba de un caz penal, este vorba de dubii serioase. Noi adresăm foarte multe întrebări candidaților. Aceștia pot să atenueze toate preocupările noastre. Această ocazie
trezește. După cum am zis mai devreme, nivelul de cooperare, minuțiozitatea răspunsurilor, tot au un impact asupra felului în care și noi, la rândul nostru, putem să ne dăm seama dacă avem dubiu serios sau nu. Și pe baza acestei fapte ajungem la concluzia cu privire la dacă cineva poate promova sau nu evaluarea, dar trebuie să fie clar că scopul prevetting-ului este de a identifica dacă candidații au integritate financiară și etică, așa încât să poată să-și asume o funcție de conducere pentru funcționarea sistemului judiciar și a celui al procurorilor acestei țară. Asta este o responsabilitate mare, iar determinarea noastră, concluzia noastră finală cu privire la dacă persoana are acele, întrunește acele criterii de integritate pentru a putea fi într-o astfel de funcție, poate să continue să fie un judecător, să continue să fie procuror. Asta nu este o problemă, noi nu vedem o problemă în asta. Însă contează dacă persoana are o formă suficientă de integritate pentru a putea juca un rol mare ulterior în viitorul sistemului pentru judecători și procurori. Asta, această funcție este una importantă și trebuie să fii un exemplu pentru alții. Asta e foarte important și, în punctul meu de vedere, da, sistemul funcționează foarte bine. Încă un aspect pe care l-am sesizat. Mulți candidați, unii candidați, ca să zic așa, s-au declarat umiliți în timpul interviului. În sensul ăsta mă gândeam. În Albania, de exemplu, aceste interviuri erau tot difuzate online, erau publice. Mă gândesc, poate asta iar face mai deschiși. Am simțit la unii anumite reținere, parcă, să spună ce au de spus. Nu credeți că faptul că aceste interviuri sunt difuzate public îi inhibă pe unii? I don't think so. In Albania, it's interesting. Nu prea cred. În Albania este interesant că ați făcut această mențiune. În Albania, procedurile respective erau în genere în direct. Aici noi le înregistrăm și apoi le încărcăm pe site-ul nostru cu o zi mai târziu. Iar în Albania se transmitea live, în direct. Și puteau să fie urmărite la televizor, la o cafenea, de oriunde se puteau urmări. Și apropo, în perioada aceea erau foarte urmărite, se bucurau de mulți urmăritori. Și ce este interesant, pentru că arată care este interesul oamenilor de a vedea, dacă pot să creadă în judecătorii lor în viitor. Și iarăși, e vorba de candidații la CSM și CSP. Dar la vetting, asta va urma mai târziu, se va pune pe accentul pe judecătorii de la Curtea Supremă, Curtea de Apel, și lumea trebuie să poată să aibă încredere în judecătorii săi. Așa că eu nu văd o problemă, nu văd aici o problemă de umilire. În calitate de judecător în Olanda, eu aș fi bucuros să discut despre asta. Eu nu am nimic de ascuns despre situația mea financiară. Eu nu am nimic de ascuns despre partea mea de etică și eu aș fi mândru să fiu parte de un astfel de proces și m-aș bucura să asculte lumea și să audă asta și să vadă documentația. Pentru mine nu e o problemă. Un astfel de sentiment, o astfel de senzație nu ar trebui să existe. Asta e un proces bun. Noi suntem, avem o atitudine de justiție față de candidați. Candidații pot ulterior să conteste la Curtea Supremă în cazul în care observă oarecare sau au impresia că este oarecare probleme. Vorbește de Curtea Constituțională. Am văzut că s-a ajuns. Eu cred în ceea ce se întâmplă. Eu cred în acest proces. Procesul în sine și rezultatul trebuie să fie unul just. Și asta eu cred că noi spre asta muncim. Dacă permiteți, asta a fost alegerea legiuitorului. Asta nu este alegerea comisiei. Și legea prevede ședințele publice, dar deciziile se publică doar cu acordul candidatului. Acum, dacă m-ați întrebat pe mine, umila mea părere, eu aș alege invers. Eu aș alege audierele să fie închise, dar toate deciziile să fie publice. De ce? Pentru că, până la urmă, rezultatul nostru final al muncii se vede în decizii. Și nu toți candidații au fost de acord să fie publicate și nu toate deciziile sunt publicate. Și atunci nu poți să găsești. Iarăși, nepublicarea deciziei a fost aleasă ca o garanție adițională pentru judecători, candidați, pentru că ei rămân în sistem și să nu fie ulterior ceea ce ați spus dumneavoastră. Dar vreau să mai aduc aminte că
În lege este prevăzut dreptul candidatului de a solicita ședință închisă și comisia poate să ia. Și noi în câteva cazuri am decis anumite aspecte să le adresăm în ședință închisă pentru a proteja fie viața privată, fie dacă era vorba de anumite, să zicem, încălcări disciplinare care au avut loc destul de mult și am considerat că este mai bine să le adresăm în ședință închisă. Da, puțin timp mai avem până la finalul emisiunii. Vreau să vă întreb ce urmează. Înțeleg că vettingul la Curtea Supremă de Justiție îl face o altă comisie. Altă comisie. Acum, această comisie, ce mai face de aici încolo? Noi avem acum audierele, iată, și săptămâna asta și săptămâna viitoare a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, dar numiți de Parlament. De Parlament, acei 8. Aha. Da. Trebuie să fie 6 candidați de judecători aleși și 6 numiți de Parlament, deci în CSM. Noi suntem la Parlament acum. Am început de asemenea evaluarea candidaților pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor. Și după asta, conform legii, noi mai avem de evaluat colegiile care se află în cadrul fie a Consiliului Superior al Magistraturii, fie în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Dar sunt proiecte de legi care vizează anumite modificări cu privire la aceste colegii, de aceea acum nu putem să zicem exact până nu vedem care vor fi modificările legislative. Da, sunt multe întrebări legate de salariul dumneavoastră pe care îl primiți în calitate de membri ai comisiei și am văzut și în spațiu public este întrebarea asta, că unii leagă tergiversarea de un an, de exemplu, sau, mă rog, ce discutam noi la început, de salariu, că v-ar conveni ca acest timp să curgă cât mai lent, pentru că salariile vin. Așa crede lumea. Haideți, vorbiți-ne un pic, măcar un minut, avem despre salariile pe care le primiți. Cât de mari sunt? Mai puțin. The salaries are very adequate. Salariile sunt foarte adecvate. Este salariul pe care l-am primit și în multe alte proiecte în Albania, în Ucraina, în Georgia și în alte țări și este o modalitate standard care este aplicată de donatori. Asta determină donatorii. Eu pot să semnez că dacă e mai mare sau e mai mic. Eu la fel dimineața mă trezesc oricum și mă duc la lucruri de dimineață ca să fac această muncă înțeleg fantastică. Înțeleg că nu sunt adică e salariile, o chestie secretă, da? Pentru că finanțarea e diferită, salariul pentru membrii naționale este stabilit clar de lege, este dublu de salariul de funcția de judecător a Curții Supreme de Justiție. Aha. Deci e cam 56.000, așa este. Okay. Dar... Da. Credeți-mă, sunt foarte interesată să finalizăm cât mai repede vettingul. Da, eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte, foarte utilă. Sper că au urmărit cât mai mulți oameni, pentru că e important să se pună punct odată acestor dispute și să putem să mergem mai departe și cu evaluarea și să facem o dată curată în justiția din Republica Moldova. Vă mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. O seară frumoasă!